Pandemia nu a afectat ritmul investițiilor aflate în plină derulare în comuna Roseți. Primarul localității, Nicolae Rășnoveanu, ne-a vorbit despre lucrările efectuate în prezent, dar și despre stadiul în care se află proiectul de branșare al comunei la rețeaua de gaz. Cum ați trecut prin perioada situației de urgență, prin perioada pandemiei? Nici acum lucrurile nu s-au rezolvat, suntem în situație de alertă. Care este situația? În primul rând să vă urez bun venit la noi. Că după perioada așa de lungă ne întâlnim iară, asta e situația, trebuie să informăm cetățenii din comuna Roseți cu problemele pe care ne întâmpinăm. M-ați întrebat cum această perioadă greoaie, așa cum știți și dumneavoastră, parcă n-am fi avută destule pe cap, mai a venit și epidemia asta, asta e situația, adevărul că munca noastră nu prea este văzută de nimeni, înțelegeți, a celor care lucrează în administrație și trebuie să vă spun că să lucrează pe plânci. Eu am impresia că cineva nu mai gândește în țara asta, dar ce să zic, nu mai simt nimic. Așa. A fost foarte greu, am avut peste 140 de izolați. Am trecut cu bine, n-am avut nicio problemă, oamenii, vă spun, disciplinați, nici nu mă așteptam, am rămas plăcut surprins de faptul că oamenii pur și simplu au înțeles situația și au înțeles că nu trebuie să creeze probleme comunității. Au respectat. Vreau să vă spun că de două luni de zile eu n-am avut, în perioada aia de două luni și nici acum, n-am avut niciun polițist în comună. Deci totul s-a rezolvat cu oamenii pe care i-am eu. Cu oamenii care i-am la ISU. Da? Pe care i-am în comitetul ăsta de situație de urgență. Cu oamenii mei am ținut sub control totul. Numai atunci când a fost nevoie, am apelat la poliție să ne sprijine. A fost câteva cazuri, dar care s-au rezolvat până la urmă. S-au rezolvat. Mai mult de atât, ce să vă spun. Cum? Mai aveți persoane izolate în momentul de față? Am rămas o perioadă fără niciun izolat. Rămăsesem cu vreo 5 și acum din nou am ajuns la un număr de vreo 25 de persoane. Vin din nou de la muncă în străinătate. Oamenii sunt înțelegători, vreau să vă spun că sunt înțelegători, știu ce trebuie să facă, dar e greu, mai greu cu copiii. Copiii greu de ținut. Da. Proiectele au fost într-un fel blocate în perioada asta? Nu. Deci proiectele au mers în continuare la dumneavoastră? Păi cum? Am lucrat, am avut lucrarea asta mare, modernizarea școlii, modernizarea infrastructurii de transport, tot ce am avut de făcut, am lucrat în continuare și am lucrat bine. Timpul ne-a permis, au fost câteva probleme cu ploile, cu nu știu ce, pe care eu le-am difuzat și am comunicat și altor ziare, le-am spus acest lucru, încet, încet să rezolvă. Ce probleme ați avut ploi? Păi era vorba de ploile astea care au venit și într-adevăr un număr destul de substanțial. M-a prins cu școlile, cu cele două corpuri de școală descoperite. Dar s-a rezolvat. Constructorul a luat măsuri imediat, s-a rezolvat. Problema este bună. Sunt aproape de finisaj. Adică, de fapt, sunt la finisaj cu cele două corpuri de școală. Până în toamnă le terminați? Nu până în toamnă. Eu sper că până la finalul, deci deja una, o școală, e aproape de final. Astea două corpuri de școală ne-au apropiat în jur la 80%. Nu, mă refeream la începutul anului viitor, la anul școlar. Dacă nu știu dacă reușim, lucrarea este seperindă, deci graficul de execuție este de 2 ani de zile. Nu știu dacă reușim până la începerea noului an școlar să definim toate lucrările. Dar sperăm că, eu sper, din discuțiile pe care ne-am purtat cu executantul, cu constructorul, că vom finaliza parte din lucrări în așa fel încât cursurile să desfășoare în mod normal. De ce? Pentru că știți foarte bine că anul trecut și anul sau perioadă, deci două clase le-am avut
s-a desfășurat activitatea școlară în căminul cultural. Într-un fel a fost mai bine că au fost cursurile suspendate pentru că ați putut derula lucrările fără discuții. Și tocmai de aia am profitat. Deci o mare prostie, mai ales când sunt lucrări dintre astea, să te oprești. Nu se poate așa ceva. Păi cum? Acum s-a trecut pe partea asta de învățământ online. Aveți cazuri cu copii nevoiași care nu au aparatură? Au fost, pe mine m-au sesizat directorul cu privire la acest lucru. Am luat măsurile care trebuie și s-a rezolvat într-un fel, cred. S-au rezolvat treburile. Văd că n-a mai venit domnul director să mai înceară absolut nimic. Am cerut și eu sprijinul bani stânga prea în dreapta și am căutat să le rezolvăm. Cu cadrele medicale s-a rezolvat că am avut încheiat contract. Vedeți dumneavoastră, aici iar o greșeală. Acela sistem comunitar pe care mai ales Comuna Roseți are nevoie neapărat de el, de 3-4 ani de zile fac demersul să fie ocupat acest post, să-mi dea posibilitatea să angajez om, ei, nu se poate pentru că acest cadru medical este plătit de către Direcția de Sănătate Publică, de Ministerul Sănătății, nu avem bani. Dar acum toată lumea mă întreba și toată lumea spunea, toate se ia măsuri și toate contactul cu cei care au cu epidemia, cei izolați și nu știu ce, a pus bază mare pe acest asistent medical comunitar. Și era necesar, mai ales în condițiile în care e necesar pentru Roseți, mai ales în condițiile în care am 106 handicapați. 106. Nu mai spun de cei de la 416, nu mai spun de vreo 400 de cetățeni nevoiași, bătrâni, fără sprijin și pe unde am fost nevoiți să... Bine, au pensii, au, dar cineva trebuia să-i ajute. Și v-au deblocat postul până la urmă? Ați reușit să angajați? Nu, că nu a fost blocat. Deci nu l-am angajat, nu mi-a dat voie să angajez. Nu v-a dat voie să-l angajați? Deci cum? Angajez pe banii mei sau n-am înțeles. Da, dacă trebuia să plătească. Vedeți dumneavoastră, astea-s prostiile. Deci ei își cer pur și simplu și tu nu ai posibilitatea să respecti ceea ce cer dumnealor. Pentru că nu ai cadrele respective. Proiectul oamenii de... care de profesie și care te poate ajuta în acest sens. Da, da, trebuie un specialist. Proiectul privind branșarea localității la rețeaua cu gaz a continuat? Uitați, ieri am fost exact la București. Am avut o discuție cu proiectantul. Am discutat, este în fază de execuție de SF, pentru că SF-ul celălalt pe care noi l-am avut în prima fază, deci a picat. Și în condițiile astea trebuie făcute alte calcule, alte estimări asupra valorii proiectului. Adevărul ăsta este că trebuie să aduce o magistrală de acolo, de la aproape 9 km și jumătate, aproape 10 km, e mai ușor de adus la 800 de metri. Și e normal să fie, să o îmbrățișem ca idee pe asta. Dar necesită alte costuri, alte calcule, alți bani cheltuiți pentru o nouă lucrare de SF și cu asta va fi. În curând vor începe examenele pentru elevii de clasa 8-a. Dacă aveți în localitate și dacă au fost pregătite școlile? Din discuțiile purtate cu domnul director, se folosesc 8 clase. Deci avem spațiile disponibile pentru execuție, pentru acest lucru. A venit la mine cu un referat pentru a le facilita banii necesari pentru a cumpăra ceea ce necesare pentru examen. Eu am aprobat. Rămâne ca dânsul să compoveze, să cumpere ceea ce este necesar. Nu le cumpăr eu, să cumpără dumneavoastră. Evenimentele culturale planificate pentru această perioadă sau perioada următoare, le-ați amânat sau așteptați să vedeți? Am amânat peste tot, deci toate sunt amânate și așteptăm să vedem ce se va întâmpla, ce să dispune. Eu cred că ar trebui să ne cam deblocăm din acest punct de vedere și să facem treabă. Bine, că cei care spun că nu trebuie, deci nu știu. Aveți agenții economici? Dăm prea multă importanță. Da. Aveți agenții economici pe teritoriul localității care au fost afectați sau care și-au închis afacerea în perioada asta? Nu știu.
N-am informații cu privire la această întrebare și n-aș vrea să greșesc când vă spun ceva, dar toată lumea a avut de suferit. Normal. Și nu puțin. A avut de suferit mulți. Problema primordială e activitatea agricolă și culmea și această activitate agricolă a avut de suferit după urma acestei epidemii. Fiecare s-a ferit să nu intre să nu facă greșeli și să fie sancționați. Și știți foarte bine ce înseamnă asta. S-au limitat la cât a putut. Adevărul este că au mai fost și condițiile astea atmosferice. Vorbesc și de secetă, pe urmă a venit ploile astea când au venit, că nu mai era nevoie de ele, adică nu mai avea ce să mai aducă niciun... Da. Dar a fost bine că au fost, pentru că culturile de primăvară arată bine, da, au aport fraiatic suficient. Foarte multe societăți au întors suprafețe destul de importante de culturi de toamnă, adică păioase, grâu, ors. Au replantat altceva? Bineînțeles că, da, o singură localitate a venit cu calamități 20%, dar s-au venit cu aproape toate societățile au venit cu 100%. Calamitate 100%. Da. Adevărul este că acolo unde s-a respectat tehnologia și unde nu și-au dorit, n-au dat, nu și-a făcut calculul la consumul de îngrășăminte în raport cu producția pe care ar fi putut să o obțină și au dat îngrășăminte așa cum trebuia să dea, treaba nu era. Adică producția e diminuată, dar nu în așa fel încât să fie întoarsă cultura. Ei știu foarte bine, agricultorii, despre ce-i vorba și ceea ce vreau eu să spun acum. Da, au reușit să se care au dat îngrășăminte cu toptanul, mai ales că n-a avut apor freatic, automat acolo cultura a fost întoarsă. Uh-huh. Dar de îngrășăminte pe care ei le-au dat cu toptanul, beneficiază culturile de primăvară pe care le-a fost acum. Așa că e un cuțit cu două tăișuri. Și văd că aportul freatic e bun, adică Dumnezeu a dat ploaie și sunt și ei poate mulțumiri, măcar să scoată cheltuielile. Da, dacă te-ai spas ocoteala producția mare obținută în anii anteriori, ce-a luat acum? Nu prea. Se mai întâmplă să mai avem și un an. Mai se întâmplă, da. Doamne, Doamne, ne învață că trebuie să fim așa limitați. Da.